Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Bună dimineața! Mie îmi place foarte mult proiectul acesta România Educată. Ieri a început școala și evident ne-am... A început școala? Da. Domnul ministru Câmpeanu s-a dus, a pus un gard la un liceu. Ați văzut imagine? Da, mi-a plăcut scena. Era la deschidere, dar și-a venit un părinte și iar... Uite, gardul rupt! Da. Ia să aduceți-mi eu pe doamna directoare aici, acum. A făcut doar în cancelarie și aduceți-o. Vedeai scena, da. Ce de ureche cineva. Exact. Și, bun, sigur, camerele erau focalizate pe domnul ministru, care stătea și aștepta să-i fie adusă victima. Da. Problema e că nu părea să se îndemne nimeni. Că din când în când domnul ministru făcea, se duce cineva și stai seama, aia din jur erau... Gen cine? Da, pe este seama. Adică, care-i treaba? Stai un pic, nu mă duc eu. Eu nu mă duc, du-te tu. Nu mă duc eu, lasă-mă, te... Tu nu te uita la mine. Săraca doamna directoare ce se fustecea după aia. Stai să vedeți că am reparat în interior. Da. Doamnă, în trei zile îmi faceți că nu e conform. Exact. Veniți cu gard nou. Urâte să astea, știi? Da. Adică, na, astea sunt neajunsurile asta jobului. De director. Eu sunt de acord. Eu zic că din când în când trebuie făcute. Acum aștept ca domnul Sorin Grideanu, v-am spus, să se ducă la minister în fiecare dimineață pe centura capitalei. De mult solicit asta și aș vedea și domnul Ciucă. Ba chiar și domnul președinte Iohannis, pentru dânsul timpul are altă dimensiune, dar cred că simte totuși ce face. Altfel, poate ați văzut că în prima zi de școală și domnul ministru Câmpeanu și președintele Iohannis au spus că de acum notele nu mai contează. Serios? Păi acum spuneți-mă, frate, pe bune, adică am așteptat o viață să aud asta. Da, domnul Câmpeanu era la Sfântul Sava, după care s-a dus cu domnul Iohannis la Grigore Măisil și iată, la un moment dat, domnul Iohannis a spus, în final contează mai puțin nota și mai mult dezvoltarea copilului. Asta ziceam și eu. Deci asta a spus întreaga școală și profesorilor și părinții. Dar nu nota, mamă. Nu nota. Este vorba de cum mă simt eu, cum mă construiesc mine. Uite ce frumos m-am dezvoltat. Exact. Și președintele Klaus Iohannis a declarat și dânsul, citez, trebuie regândit modul în care organizăm toate evaluările, pentru că în final contează mai puțin nota și mai mult dezvoltarea copilului în acord cu profilul și interesul acestuia, iar domnul Câmpeanu a zis că mulți părinți nu înțeleg că școala nu se face pentru notă. În sfârșit, uite că cineva spune are un proiect adevărat de reformare. Să mai terminăm cu notele astea și cu falsa prietenie. Altfel, tezele nu vor mai fi obligatorii, cadrul didactic o să decidă modul de evaluare a elevului și câte note o să-i dea. Mă, Luca, tu te uiți la mine de pe... Tu ai doi copii la școală, tu... Eu am aflat lucruri. Asta eu îți dau o știre acum. Păi, da. Tu trebuia să-mi explici mie că s-au schimbat lucrurile. Da, nu le mai dă note la religie, desen, materii de genul muzică. Așa. Asta e bine. Le dă de-alea ca până în can... Calificative. Da. Foarte bine, bravo. Bravo și bravo, bravo, cățel. Da. Dar asta mie mi se pare foarte bine și nu o să mai conteze... Nu o să mai conteze mediile din gimnaziu la admitere. Și în loc de medii semestriale va exista o singură medie, cea anuală. Da. Ai luat o medie și te-ai dus. În fine, să mai scriu din nou în clasa întâi pe bune. Serios? Da, serios. Acum au fost eliminate și dispozițiile referitoare la exmatricularea elevilor. Da, și cinasol. Asta zici, pe vremea noastră, dacă rămâneai corijent. Da. Pe un trimestru, cum era atunci, aveai încă două trimestre la dispoziție să o dregi. Dacă nu era ultimul. Când a fost cu semestre, aveai... Stai, că acum, dacă ai o singură notă pe tot anul, ai dat-o de gard... Nu ești tântălău cât să nu-ți dai seama că e o notă proastă și trebuie să o rezolvi până la final. Păi n-auzi că notele facultative, nu se mai dau teze. Compliche. Dar cum faceți voi acum? Nu. Luca și Zaf. Da. Ce? Că un copil o să spună, care-i treaba, tăticule? Cât ai luat în teză, o să întreb? Nu mai există teză, la revedere. De unde știi tu ce face el la școală? Dacă notele nu mai contează? Nu, știi ce? Singura parte mai proastă. Așa. E cu celelalte materii în afara celor de la examene, respectiv matematică și română. Da, adică toate. Toate celelalte, știi? Până acum nu era ok nici că ar fi contat media aia din gimnaziu la admitere, că punea o presiune prea mare și tralala și trebuia să-i notă mare și la desen și la TikTok, tech, că-s tot felul de materie acum noi. Așa? Acum, pe de altă parte, na, Ștefan a trecut clasa 7-a. A intrat în linie dreaptă, știi? Și mi-a zis, zice, deci eu acum trebuie să mă concentrez pe română și matematică. Zic, nu, stai. Da, dar o să-mi fie greu să-l țin aici, știi? S-a terminat. Când îți dai seama, nu mai contează mediile. E nemulțumit oricum mai dau. Da. Vezi, era nemulțumit până acum. Domne, nu mi se pare corect. Eu zic că e mai bine acum... așa. E mai bine, a? Da, serios. Da, să nu mai conteze la admitere. Dar mie îmi place că te-a avertizat copilul. Adică n-ai ce să-i spui.
Copilul e pregătit, mă, să se apuce de treabă de admitere. Nu-i mai arde de altea. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.